Bună! Astăzi a venit din nou rândul anatomiei. Astăzi ne vom juca cu analizatorii în continuare. Am povestit în filmulețul de data trecută analizatorul vizual, iar astăzi vreau să ne jucăm puțin cu acustico-vestibular, cel puțin partea de anatomie, partea de structură. Mi-ar plăcea să o povestim împreună și să vedem cam care ar fi detaliile care ne încurcă. Dar să o luăm așa puțin cu începutul, intrăm pe lecție. Știți bine că aveți lecții de anatomie, de chimie. La fiecare lecție aveți teme cu grile, cu explicații, iar dacă vreți să lucrați în plus, mergeți și luați și testele, testele tot așa puse pe capitole și acestea au o explicație, evident. După care, pasul următor ar fi să fac grile mixte, grile amestecate, pentru aceea sunt simulările. Vă și încadrează în timp, de asemenea aveți explicații și aici, iar ultimul pas ar fi să fac grile. Multe grile. Grile la rând, fără să mai pierde timpul cu explicațiile, pentru că deja ați cam văzut noțiunile. Evident, unde nu înțelegeți, iarăși ne întrebați, nu e nicio problemă. Deci, spuneam că intrăm pe lecțiile de anatomie. Iar aici am împărțit materia sau capitolele în lecții, mai multe sau mai puține, în funcție de cât teorie cuprinde fiecare. De exemplu, sistemul respirator îl discut într-o singură lecție, dar analizatorii în două lecții sau nervosul în trei lecții. Deci fiecare dintre capitole poate fi subîmpărțit sau nu. Astăzi vreau să discut despre analizatorul acustico-vestibular, deci mă duc la partea a doua din analizatori și să ne apucăm de treabă. Și localizare. Analizatorul acustico-vestibular este localizat în ureche internă, ureche internă care este stăpată în stânca osului temporal. Stânca osului temporal, dacă ne uităm pe imagini, este un os pneumatic, spunem. Pneumatic, adică conține cavități cu aer. Fac așa o paranteză. Avem mai multe oase pneumatice. Apropo de o grilă pe care o știu dintr-o simulare trecută, știm mai multe oase pneumatice, mai multe oase cu cavități. Puteți să vă uitați pe desenele din manual. De exemplu, avem frontalul care are sinusurile frontale, avem sfenoidul care și el are sinus, are cavitate pneumatică. Deci sunt mai multe oase cu cavități. Nu este temporalul singurul os cavitar, singurul os pneumatic. Dar astăzi noi povestim de temporal. Aici sunt adăpostiți receptorii, atât pentru analizatorul acustic, deci de auz, cât și vestibular de echilibru. Asta este singurul lucru pe care l-au în comun cei doi. Faptul că oareși cum sunt vecini în spațiu, sunt în stânca osului temporal ambii. Dar în rest să nu amestecăm informațiile între ele, pentru că sunt doi analizatori diferiți. O să-i discutăm puțin în paralel. Despre acustic, ce pot să spun? Că recepționează fie sunete, fie zgomote. Sunetele sunt undele sonore repetate regulat, ordonat, adică ceva ritmic. Muzica e matematică, muzica e ordonată, are niște sunete ordonate. Zgomotele sunt dezordonate, deranjează, sunt bruiante, sunt unde sonore neregulate. Analizatorul vestibular acum ce înregistrează? Înregistrează poziție și mișcare în spațiu, astfel încât el declanșează reflexe posturale, gestuale. Dau eu din mâini, dar dau din mâini, fac gesturi, menținându-mi în continuare poziția. Nu fac ceva foarte deosebit cât să mă dezechilibreze. Analizatorul vestibular este foarte prietenos. El lucrează cu mai mulți alți analizatori. De exemplu, cu kinestezicul, cu cel care simte propriocepția, cu cel care simte informațiile de la aparatul locomotor. Lucrează cu cutanatul, foarte important, am mai discutat lucrul acesta. Cutanatul, de exemplu, în talpă am receptori, astfel încât talpa pe sol își păstrează sau ajută la păstrarea echilibrului în funcție de presiunea pe care o simt eu pe sol.
Am, de exemplu, o problemă, am o pătătură în talpă, m-am tăiat în talpă, nu mai pot să-mi păstrez echilibrată de bine, pentru că talpa mea și receptorii mei cutanați sunt afectați. Deci, analizatorul vestibular, cel al echilibrului, e foarte prieten cu cutanat, da? Noaptea nu văd nimic, pipăi în dreapta, în stânga, să simt ceva și cutanatul îmi povestește vestibularului, îi povestește vestibularilor sau ariile vestibulare corticale cum să mă orientez în spațiu. De asemenea, evident, opticul este cel care ne dă informații, cum am zis, la 90% din informațiile din mediul extern, iar cerebelul, creierul mic, ne ajută foarte bine la tot ceea ce înseamnă mișcare, echilibru, postură, tot ceea ce înseamnă kinetic. Asta așa ca detalii generale. Începem să povestim puțin despre analizatorul acustic, care este împărțit în trei segmente: ureche externă, medie și internă. Urechea externă este alcătuită din pavilionul urechii, pavilion care are rol în captarea și dirijarea undelor sonore. Da? Avem cochlea care, contrar opiniilor, am mai văzut eu niște postări din acestea foarte inteligente care ne spun că există niște lucruri inutile în organismul nostru, cum ar fi pavilionul urechii sau apendicele sau nu știu ce. Nu, deci nu, deci nu mai citiți prostii. În fine, exact pe meatul acustic, exact în conductul auditiv, conductul auditiv extern care continuă pavilionul până la membrana timpanică, până la timpan. Ce pot să spun așa lucruri generale despre tegumentul conductului auditiv este că el este prevăzut cu firișoare de păr, cu cât mai înaintăm în vârstă, cu atât mai multe firișoare. De asemenea, conține glande sebacee modificate, astfel încât acolo se secretă cerumen. Toate acestea au rol de a proteja timpanul în cazul invaziei unui corp străin. Deci avem niște piedici acolo, să nu ajungem așa de ușor la timpan și să nu-l perforăm. Urechea medie. Urechea medie, ea însăși, săpată în cavitatea aceasta pneumatică a osului temporal, este delimitată spre lateral de timpan, spre medial de ferestrele ovală și rotundă, care și aceste ferestre au și ele niște membrănuțe, le vom vedea imediat rolul. Între timpan și fereastra ovală există un lanț de oscioare, un lanț de oscioare articulate, e foarte important că cele trei sunt legate între ele, sunt articulate între ele, nu sunt independente, ciocan, nicovală și scăriță. Mușchiul ciocanului are rol de a diminua sunetele puternice, iar mușchiul scăriței are rol de a amplifica sunetele slabe. Eu, de exemplu, mă gândesc că prin ciocan bat și atunci micșorez, cu scărița urc și atunci amplific sunetele care sunt prea slabe. De asemenea, foarte important că la acest nivel, la nivelul urechii medii, mai exact pe peretele anterior al urechii medii, se găsește trompa lui Eustachio, care este un tunel ce ne leagă această ureche medie de nazofaringe, deci de pe peretele anterior al urechii medii, mă deschid pe peretele lateral al nazofaringelui, astfel încât să pot să echilibrez presiunea de pe ambele fețe ale timpanului. Ați văzut, urcăm la înălțime, urcăm la munte, presiunea este mare, timpanul se înfundă, se adâncește în camera medie, simt deja presiunea crescută și înghit. Și înghit și presiunea din cavitatea nazală acum împinge pe trompa lui Eustachio aer și acesta va împinge timpanul dinspre interior spre exterior și am egalizat presiunea pe ambele fețe ale timpanului. Și intrăm, iacătă, în urechea internă, cea care ridică cele mai multe probleme. Să ne imaginăm urechea internă ca o casă, ca un mall. Haideți să nu mai povestim, un mall, suntem la mall. Și mai ales, acum avem circuite și intrăm pe intrare. Intrarea în mall este pe fereastra ovală, pe fereastra ovală. În fereastra ovală bate ea scărița. Scărița bate în membrana ferestrei ovale, fereastra ovală astfel vibrează și ne dislocuie, transmite vibrația și lichidului din interior. Ce lichid am în interior se numește perilimfă, este un lichid care umple
tot ceea ce înseamnă acest labirint osos care formează ureche internă. E un labirint cu multe, ca atunci când se duci prima oară la un mall necunoscut. Nu știi pe unde intri, pe unde ieși, pe unde urci, pe unde trebuie să cobori. Da? Cam așa e și cu ureche internă. Am intrat într-un labirint osos plin de perilimfă. Ce fac de acum? Vibrația aceasta se transmite pe peste tot. Dar contează sau are scopul, este important că vibrează ducându-se spre față. Restul nu mă interesează că nu are un scop, adică nu transmite ceva în alte părți. Bun. Și mă duc în față. Imaginați-vă, deci am intrat ureche externă cu sunetul, timpanul a vibrat, a transmit vibrația lui Ciocanic, ovalul și scăriță care s-au mișcat, deci am transformat unde sonore în unde mecanice, și acum scărița a bătut în fereastra ovală, iar fereastra ovală vibrează mișcând perilimfa. Și perilimfa aia toată vibrează în urechea mea internă, și în față, și în spate, și pe mijloc. Dar pe mine mă interesează că vibrând în față, am intrat în ceea ce se numește vestibul. Vestibul, ca în orice casă, vestibul este hall, este antreu, știi, cât te duceai pe vremuri în vizită să mănânci o dulceață la vecină, te primea în vestibul. Am intrat în vestibul. Vestibulul acesta osos comunică în față cu melcul osos, adică locul unde vor fi la un moment dat receptorii acustici, în spate cu canalele semicirculare care mi-adăpostesc canalizatorii vestibulari de echilibru. Toată povestea asta e plină de perilimfă. Deci avem trei mari etaje, să zicem așa, la trei mari secțiuni ale molului. Vestibulul, locul pe unde intrăm, pe mijloc, canalul cohlear, melcul osos, și canalele semicirculare, ca o formă de semicerc, pentru echilibru. Da? Fața acustică, spate echilibru. Bun. Și acum pe mine mă interesează vibrația asta a perilimfei, că se duce în față, se duce spre melcul osos. În melcul osos, acum, întâlnesc primul lucru, rampa vestibulară, că doar vin din vestibul, deci mă cheamă de acum înainte rampa vestibulară. Rampa vestibulară, am intrat cu mașina în mall și urc pe o rampă, că vreau să mă duc la etaj, să parchez, să mă duc la un film. Bun, și urc pe rampa vestibulară și încep și urc. Și urc două etaje complet, mă învârt două etaje complet, iar sus doar jumătate de tură. Pentru că cealaltă jumătate de tură este coborârea, ca să zicem așa. Sus e liber, e parcarea, este liberă și ai o porțiune, să zicem, corespunzătoare urcării și altă porțiune corespunzătoare coborârii, da, în cazul în care vrea să cobor. Porțiunea asta de sus, porțiunea asta care comunică liber între rampe, se numește helicotremă. Helico, de la helicoidal, licoidal, m-am învârtit ca să urc acolo, tremă, orificiu, comunicare. Bun. Am urcat acolo, a vibrat perilimfa de două ture și jumătate pe rampa vestibulară. Am văzut film, am văzut panorama, helicotremă, în fine, vreau să cobor. Vreau să cobor și iarăși o să mă întorc, tot două ture și jumătate, dar pe sub vestibulară. Cumva cele două rampe sunt puse în paralel. Pe una se urcă, pe una se coboară, dar ele au aceeași formă. Așa. Și am coborât acum, se numește cea de-a doua rampă, cea inferioară, se numește rampă timpanică. Și vibrează și perilimfa din rampa timpanică. Și a ajuns în apoi în vestibul, de unde pornisem, numai că imaginați-vă așa, dacă eu cu membrana ovală împing în rampa vestibulară, totul fiind osos și rigid, n-aș putea să împing. Peretele este prea rigid și s-ar opune împingerii. Dar aici, la rampa timpanică, mai există o fereastră, o fereastră rotundă se numește, care îmi depresurizează. Atunci când eu împing cu ovala, rotunda se mișcă invers. Și fac așa un dans al vibrației, al perilimfei din interior cu ferestrele de la exterior, încât să-mi echilibrez presiunile, încât să nu sparg urechea internă sau să poate devine rigidă. Și deci, în concluzie, până acum am avut așa. Am avut scărița care bătea în ovală,
ovala care mișca perilimfa din rampa vestibulară până sus. Rampa vestibulară transmitea mișcarea la helicotremă rampei timpanice pe jos și rampa timpanică îmbomba acum fereastra rotundă. Ați înțeles traseul până aici? Deci până acum am parcat în mall, da? M-am plimbat până sus, până la parcare. Am văzut un film. M-am și uitat în jur cam cum e alcătuit el și am văzut că pe centru, axul central care susține această învârteală, este ca o coloană. Se numește columelă. Este un os vertical care îmi ține toate rampele acestea înfășurate în jurul lui și care columelă chiar ține adăpostit ganglionul cortii, care este ganglionul ce adăpostește protoneuronii, primii neuroni ai căii acustice. Dar ia că am fost și ne-am plimbat prin melcul osos și nu am văzut nimic despre receptori. Nu am văzut ce se întâmplă cu sunetele, de fapt. Sau cum sunt mai departe preluate sunetele. Cine se ocupă de asta? Pentru asta trebuie să intrăm. Trebuie să intrăm la interior, să vedem ce se întâmplă. Între această rampă vestibulară, aia de sus, și rampa timpanică, aia de jos, se găsește un mic cănăluț care se numește canal sau melc membranos sau canal cohlear, el conținând endolimfă. Acest canal cohlear are niște pereți foarte reprezentativi. Are un perete oblic care este de fapt o membrană vestibulară pentru că mil desparte pe el, pe cohlear, de rampa vestibulară de deasupra. Are o membrană bazilară, o membrană bazilară de bază pe care stau localizați receptorii. Și mai am aici la exterior... Mai am nevoie de o mână. Și mai am aici la exterior un perete care se numește peretele osos, al melcului osos. Dar vedeți, toată porțiunea asta, tot triunghiulețul acesta... Dubla 2. Tot triunghiulețul acesta este un melc membranos cu un perete osos. Ăsta este alien. Ești avară. Bun. Haideți să ne ocupăm de triunghiulețul acesta, da? Deci, am membrana bazală. Pe membrana bazală stau celule de susținere, celule care vor susține analizatorul acustic. Peste celulele de susținere stau celulele senzoriale, celulele senzoriale care pot fi numite celule interne, care sunt spre interior, spre columelă, și celulele externe care sunt spre peretele osos. Da? Între ele, dacă observați, se formează un mic orificiu. Acesta este tunelul cortii, tunelul cortii care adăpostește dendrite venite de la ganglionul cortii, dendrite care vor inerva, care vor prelua informațiile de la receptori, informațiile de la celulele senzoriale. Aceste celule senzoriale sunt cu cili care se pot mișca într-o direcție sau în cealaltă, în funcție de vibrație. Cine îmi transmite vibrația? Păi, zisesem la un moment dat că rampa vestibulară urcă, 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 vibrând. Sus la helicotremă transmite această mișcare rampei timpanice de dedesubt, care coboară, 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 vibrând. În timp ce vibrează, timpanica care este sub membrana bazilară, o face pe membrana bazilară să miște și ea. Mișcând și ea, celulele senzoriale de pe ea cu cili se mișcă și ele. Cilii acum la suprafață sunt acoperiți de o altă membrană, de o membrană tectorie. Teoretic, vibrându-i, tectoria e rigidă, vibrându-i pe ăștia, împingându-i pe ăștia, aș putea să le îndoi cilii. Nu e ok, nu mă ajută, de aceea celulele de susținere fac un lucru foarte important. Secretă o membrană reticulată, o membrană reticulată care înglobează acești cili, înglobează totul și fac să fie drepți, să stea drepți. Și atunci eu când împing pe ei, ei se înclină fie într-o parte, fie în cealaltă. Fie deschid multe canale de sodiu și fac depolarizare, fie închid canalele de sodiu, le blochează sau scot pe cele de potasiu și fac hiperpolarizare. Deci aud sau nu? Pauze dintre sunete. Și așa se face depolarizarea și hiperpolarizarea. Așa se aud sunete sau spațiile, tăcerile, absența sunetelor dintre ele. Deci, încă o dată, ce avem în cănăluțul nostru, în triunghiulețul nostru? Membrana bazilară, celule de susținere, celule senzoriale cu cili
printre care se găsește membrana reticulară și membrana tectorie. În sus am un spațiu lichidul endolimfă, iar toată granița este delimitată de acea membrană vestibulară care delimitează melcul membranos, de melcul osos, mai exact de rampa vestibulară a melcului osos. La baza celulelor senzoriale acestea ajung, spuneam, dendrite ale neuronilor din ganglionul corti, dendrite care, de fapt, străbat tunelul corti. Foarte interesant de capcană pe grile și chestia asta. Deci avem așa, canalul corti mare, făcut de os, bazilară și vestibular. În el este organul corti propriu-zis, organul delimitat de tot de bazilară, dar de tectoria deasupra, deci mai rămâne spațiul acela cu endolimfă. Și în centrul organului avem tunelul corti care conține dendrite de la ganglionul corti, da? Canal corti, organ corti, tunel corti cu dendrit de la ganglion corti. Spârnind neuronul. Și încă n-am terminat. Trecem la analizatorul vestibular. Tot partea de anatomie ne interesează astăzi. Și anume segmentul receptor. Deci pe el nu-l mai interesează nimica din ce a venit cu unde sonore, cu timpan, cu ciocan, nicovară și scăriță, don't care. Despre analizatorul vestibular pot să spun că și el este localizat în acest labirint osos. Revenind la povestea noastră cu molul de la început. Deci, intram pe centru cu ovala, cu fereastra ovală, într-un vestibul. Ăla e un vestibul osos. Pe față mă duc în melcul osos, în cohlea osoasă. Care melc osos, cohlea osoasă, făcută din rampă vestibulară sus, rampă timpanică jos, cuprinde și un tuneluț micuț numit melc membranos. Canalul corti. Pe spate, acum, dacă ne uităm, vedem înfipte în acest vestibul osos, vedem înfipte trei canale semicirculare, tot osoase. Cele trei canale sunt dispuse în cele trei planuri ale lumii noastre tridimensionale, adică planul frontal, paralel cu fruntea, planul transversal, cel orizontal, și planul sagital, cel care trece prin corpul nostru ca o săgeată. Bun, deci am trei planuri. Fiecare din aceste trei planuri, trei canale, va înregistra mișcarea din planul respectiv. În concluzie, labirintul osos alcătuit din trei mari camere. Vestibul, melc și semicirculare. Acest labirint osos adăpostește un labirint membranos, cel în care stau receptorii propriu-ziși. E ca și cum mi-aș imagina că am o barcă, să zicem o barcă de cauciuc pe apă. E foarte important să avem lucrul acesta cu labirintul membranos în labirintul osos, pentru că dacă am fi pus receptorii direct în labirintul osos, aceștia când se mișcau puteau să se lovească de os, puteau să fie lezați. Dar așa, noi într-o chestie osoasă punem ceva membranos, punem barca noastră pneumatică, care se va mișca în perilimfa aia care o înconjoară și o scaldă, fără să se lovească brusc de os și fără să fie lezată. Și acum, în interiorul acestui labirint membranos, am endolimfă, mai am încă un lichid, care endolimfa scaldă sau, mă rog, ajută receptorii interni să preia ce sunet, să preia echilibru, în fine, dar să fie funcționali fără a fi lezați. Da? Deci labirint osos mare plin de perilimfă, labirint membranos mai mic plin de endolimfă și acum labirintul membranos cumva seamănă ca formă cu cel osos. De exemplu, pe față aveam melcul, cohlea osoasă, da? Învârtită de două ori și jumătate, iar între cele două etaje ale osului aveam și etajul micuț al membranosului, dar tot aceeași formă circulară, spiralată o avea. Acum, în vestibul. Vestibulul osos are un vestibul membranos făcut din două cămăruțe. Mai în față și puțin mai jos este o saculă, mai în spate și puțin mai sus este o trigulă. Cele două comunică, două mici dilatații, da? Sacula în față și jos comunică cu
melcul membranos cu cohlea, utricula în spate și mai sus comunică cu acele canale semicirculare. Acum puțin despre mișcare, despre echilibru. Mișcarea poate să fie liniară, fie că discutăm de liniară pe verticală, fie că discutăm de liniară pe orizontală, și poate să fie circulară. Circulară în plan orizontal, circulară într-un plan sagital, circulară într-un plan frontal. Deci, mișcarea poate să fie circulară sau poate să fie liniară. Receptorii sunt diferiți pentru fiecare dintre ei. Să vorbim despre mișcarea liniară, să vorbim despre vestibulul membranos, acela făcut de saculă și utriculă. Ambele au câte o maculă. Ce e o maculă? Receptorul de echilibru. O maculă este o formațiune alcătuită la bază din celule de susținere, cum avem și la acustic. Peste celulele de susținere am celule senzoriale cu cili, iar peste cilii aceștia am o membrănuță, o membrană peste care stau apăsate sau așezate niște pietricele, niște carbonați de calciu și magneziu pe care le cheamă otolite și de aceea toată membrana aia de sus se mai numește membrană otolitică. Rolul membranei otolitice este să apese, să-i confere puțină greutate membranei care apasă pe cili, care cili fiind astfel apăsați, își pot deschide canalele de sus, adică pot să facă depolarizare și să transmită mai departe potențial de acțiune. Deci, dacă eu doar stau liniar, stau vertical, am nevoie de maculă orizontală, astfel încât membrana, apăsând pe cili, să înregistreze dacă stau drept. Pentru că dacă poate stau într-o parte, sunt mai depolarizat cilii dintr-o parte decât din cealaltă. Și atunci eu o să-mi reglez poziția în funcție de informațiile date de această membrană echilibrat depolarizată, echilibrat apăsată. Invers, dacă aș sta culcat, dacă aș sta în pat, atunci aș, sau poate aș merge în plan orizontal, aș avea nevoie de o maculă verticală, astfel încât mergând, aceste pietricele vor împinge pe cili într-o parte sau în cealaltă. Deci există două macule, una pentru mișcare orizontală, una pentru mișcare verticală. Sacula va înregistra mișcarea liniară, eu mă gândesc că sacul stă în picioare, utricula va înregistra mișcarea orizontală. De care mișcare? Statică sau dinamică? Dinamică, clar. Când mă mișc, atunci clar otolitele acestea, într-o parte sau în cealaltă, se mișcă și ele și apasă pe cil. Dar când stau? Păi și când stau, accelerația gravitațională trage de otolite în jos. Fie că trage de cele orizontale, fie de cele verticale, cumva eu sunt conștient de faptul că stau întins în pat sau stau în picioare. Adică și static aceste macule înregistrează informație. Da? Deci pot să spun că macula înregistrează mișcare statică și dinamică, liniară, verticală cu sacula, orizontală cu utricula. Foarte interesant este aici ce înregistrează, viteză sau accelerație. Deși mi-ar plăcea mult viteză, deși mi-ar plăcea să-i spun soțului meu când merg în dreapta, vezi că mergi cu 180 la oră fără să mă uit la ceas, nu văd chestia asta. Și dacă nu face accelerații sau decelerații, atunci eu nu înregistrez mișcarea. La un moment dat, cu oricât ai merge, nici măcar nu-ți mai dai seama că ești în mișcare. Înregistrezi pur și simplu că stai. Deci, înregistrez doar accelerații sau doar decelerații, niciodată viteza. Ar fi interesant. Dar, ducându-mă în spate, ducându-mă spre labirintul osos din spate, care cuprinde labirintul membranos, adică canalele semicirculare. Deci am trei semicirculare osoase, în care stau trei semicirculare membranoase. Aceste trei semicirculare s-ar deschide prin câte două orificii, în utriculă. Mama natură nu a vrut să ciuruiască atât de mult utricula și a ieșit să unească două dintre canale, canalul anterior cu cel posterior, și a făcut în loc de 2 ori 3, 6 orificii, a făcut doar 5 orificii cu utricula.
Fiecare canal din ăsta semicircular are o dilatație. Dilatațiile în anatomie se numesc ampule. De exemplu, și fac o paranteză, e o imagine foarte interesantă și la aparatul reproducător masculin, unde aveți acolo unirea canalului deferent cu cel al veziculei seminale și dacă vă uitați acolo, există o mică dilatație al canalului deferent, acolo la formarea acelui ejaculator, acela se numește tot ampulă. Deci asta este o denumire generică a dilatațiilor. Bun. În aceste trei dilatații se găsesc trei creste ampulare, trei creste care sunt alcătuite foarte asemănător cu maculele, foarte asemănător cu canalul cohlear, adică au celule de susținere la bază, au celule senzoriale cu cir așezate peste, care cir sunt lungi și se mișcă și vibrează odată cu mișcarea noastră. Ce este foarte interesant este că această creastă ampulară este mult mai înaltă decât creasta maculară, astfel ea nu mai are nevoie de otolite, deci nu mai avem otolite aici pentru a-i conferi greutate. În plus, ea este mișcată de endolimfa canalelor semicirculare. Deci cum avem noi, să zicem, un canal semicircular, creasta ampulară de la baza, de la o bază, va fi mișcată odată cu mișcarea endolimfei din acel canal. Da? Deci îmi mișc capul într-o direcție, mișc capul într-o direcție și înseamnă că împing de creasta care e la o dilatație, împing într-o parte sau în cealaltă, împing cilii de fapt într-o parte sau în cealaltă, mișcarea cililor deschide canale de sodiu, sodiu are influx, influxul de sodiu masiv cu atingere de potențial prag, va transforma totul în potențial de acțiune și iată am făcut depolarizare și ne întoarcem iar la povestea de celulă. În concluzie, ca să mai trecem o dată toată povestea în revistă, aud sunete. Pavilionul le captează, le direcționează prin conductul auditiv extern, sunetul se lovește de timpan, timpanul vibrează, transformă sunetul în mișcare. Mișcarea timpanului face ca ciocanul să se miște, ciocanul mișcă pe nicovală, nicovală pe scăriță și scărița se lovește în membrana ferestrei ovale. Membrana ferestrei ovale vibrează acum în interiorul urechii interne și în urechea internă mișcă toată perilimfa de pe peste tot din acest labirint osos, labirint osos care înseamnă vestibul osos, care înseamnă canal cochlear osos, care înseamnă canale semicirculare osos. Dar perilimfa asta mișcată nu impresionează pe toată lumea, adică nu influențează și receptorii de echilibru, decât să zicem prin absurd că sunetul este atât de puternic și șocul este atât de puternic încât ne ia amețeala de sunete foarte tari. Bun. Dar, pentru cine este importantă perilimfa, chiar dacă s-a mișcat pe peste tot? Pentru cine este importantă? Pentru rampa vestibulară care pornește din acest vestibul osos, rampa vestibulară și ea osoasă, care începe să vibreze și să se învârtă în jurul columelei de 2 ori și jumătate într-o vibrație continuă. Sus la helicotremă, vibrația aceasta se transmite rampei inferioare, rampei timpanice, care vibrează și ea și vibrează și continuă vibrația, până când transmite sau se depresurizează în fereastra rotundă. Dar în timp ce s-a mișcat, ea a mișcat de fapt și labirintul membranos care stătea acolo adăpostit, adică canalul cohlear, canalul cohlear membranos. L-a mișcat pe el, i-a mișcat membrana bazilară de fapt a canalului cohlear. Membrana bazilară vibrând și ea, urcă și coboară cu celulele senzoriale, care au cili și care cili nu se pot îndoi pentru că au membrană reticulară printre ei, nu se pot duce prea sus pentru că au membrană tectoria, tact pe cili, dar se pot înclina într-o parte sau în cealaltă să facă depolarizare, hiperpolarizare. Au băgat sodiu, asta înseamnă că cineva trebuie să preia potențialul de acțiune nou creat, adică dendritele de la ganglionul corti, venite prin tunelul corti. Bun, asta a fost cu acusticul. Cu vestibularul acum. Sunt iarăși în vestibulul osos. În vestibulul osos stă bărcuța mea făcută din 2 guguloaie, tot membranoase, vestibulul membranos făcut de saculă
mai în față și jos, utricula mai în spate și puțin mai sus. Acestea se vor mișca în concordanță cu mișcările capului și corpului. Nu sunt impresionate de vibrația perilimfei dată de sunete. Așa, și dacă ne mișcăm, dacă accelerăm, nu viteză, dacă accelerăm sau ne oprim, decelerăm, scădem viteză, sau chiar dacă doar stăm, atunci vom înregistra în plan vertical cu o maculă din saculă și în plan orizontal cu o altă maculă din utriculă. Da? Și toate astea sunt fie că doar stăm și ne ajustăm poziția, că stăm, fie dacă ne mișcăm în plan orizontal sau în plan vertical. Dacă mișcăm capul în direcții semicirculare, atunci înregistrează crestele ampulare, cele trei din canalele semicirculare, cele trei perpendiculare unele pe celelalte, tot localizate într-un labirint membranos, în canale semicirculare membranoase, care sunt scăldate, se plimbă într-un labirint membranos, în canale semicirculare membranoase. Da? Deci avem osul la exterior, membranosul la interior, ne interesează și activ și depolarizează membranosul, osul e doar pentru protecție. Sper că este mai limpede partea aceasta de anatomie, de structură al analizatorului acustico-vestibular. Sunt convinsă că dacă vă faceți și voi desene și chiar vă recomand să faceți lucrul acesta, dacă faceți desene cu mânuța voastră, o să le înțelegeți numai decât și este foarte simplu și ține mult de mecanică, de fapt. Echipa www.meditatii-medicina.ro vă dorește spor la învățat, spor la griluit și mulțumesc că ne-ați ascultat din nou!